Victor Hugo, Miserabili, volumul 2, partea a treia, Marius, cartea întâi, Parisul văzut în atomul lui, capitolul 6, puțină istorie. La epoca, de altfel foarte apropiată de a noastră, când se petrec cele povestite aici, nu exista, ca astăzi, un gardist la fiecare colț de stradă, o binefacere pe care nu e momentul să o discutăm acum. Parisul era plin de copii vagabonzi. Statisticile timpului dau un număr mijlociu de 260 de copii fără adăpost, culeși de raziile poliției în fiecare an de pe terenurile virane, de prin casele în construcție și de sub arcadele podurilor. Într-unul din aceste cuiburi, rămas de pomină, s-au găsit așa numitele rândunele de la podul Arcole. E cel mai rău prevestitor simptom social, toate crimele bărbatului de mai târziu încep cu vagabondajul copilului. Să facem totuși pentru Paris o excepție care, într-o oarecare măsură, e întemeiată, chiar dacă ținem seama de cele pomenite mai sus, pe când în orice alt oraș mare un copil vagabond e un om pierdut, pe când aproape pretutindeni copilul rămas de capul lui e oarecum osândit și lăsat pradă unei prăbușiri morale de neînlăturat, care nimicește în el cinstea și conștiința, copilul Parisului, trebuie să o spunem, oricât de necioplit și stricat ar părea, își păstrează sufletul aproape neîntinat, un lucru minunat pe care nu trebuie să-l uităm și pe care îl dovedește în chip strălucit admirabila bună credință a revoluțiilor noastre populare, e că ideile care plutesc în atmosfera Parisului sunt într-o bună măsură tot atât de curate ca și sarea care se găsește în apa oceanului. Aerul Parisului păstrează sufletul proaspăt. Cele spuse aici nu înlătură cu nimic strângerea de inimă pe care o simți de câte ori întâlnești pe vreunul din acești copii, în jurul cărora parcă vezi cum flutură legăturile de familie sfărâmate. În civilizația actuală, atât de nedesăvârșită încă, nu e un lucru prea neobișnuit să vezi familii risipindu-se în întuneric, nemai știind ce li s-au făcut copiii și azvârlindu-și inima lor în mijlocul drumului. Iată pricina atâtor ursite fără noroc. După zicala nume ticluită, aceasta înseamnă să fi lepădat pe străzile Parisului. Întreagăt fie spus, lepădarea copiilor nu era câtuși de puțin împiedicată de fosta monarhie, oarecare obiceiuri egiptene, boeme, în pădurile de jos, conveneau cercurilor înalte și intrau în socoteala celor puternici. Ura împotriva învățământului pentru copiii din popor era o lege. Ce să facă cu semidocții? Acesta era cuvântul de ordine. Iar copilul vagabond nu e decât o consecință a copilului neștiutor de carte. De altminteri, monarhia, când avea uneori nevoie de copii, îi lua de pe stradă ca spuma de pe oală. Ludovic al XIV-lea, pentru a nu merge mai departe, a vrut cu drept cuvânt să creeze o flotă. Ideea era bună, dar să vedem mijloacele. Nu poți avea o flotă dacă navei cu pânze, jucăria vântului, nu-i dai pentru a o remorca la nevoie, vasul care merge încotrol porți cu vâsle sau cu apuri. Pe atunci galerele erau pentru marină, ceea ce este astăzi vaporul. Trebuiau deci galere, dar galera nu se mișca decât vâslită de galerieni. De aici așadar nevoia de galerieni. Colbert punea să îi se furnizeze de către autoritățile de provincie și tribunale cât mai mulți ocnași pentru galere. Magistratura se arăta foarte înțelegătoare. Dacă cineva nu-și scotea pălăria în fața unui alai bisericesc, atitudine de hughenot, era trimis la galere. Trecea pe stradă un copil, era destul să aibă 15 ani și să fie fără adăpost pentru a fi trimis la galere. Mare rege, mare secol. Sub Ludovic al XV-lea, copiii dispăreau din Paris, îi vâna poliția, nu se știe în ce scopuri tainice, se vorbea în șoaptă cu groază despre băile de sânge ale regelui. Barbier pornește cu seninătate de aceste lucruri. Se întâmpla uneori ca în lipsa copiilor fără căpătâi, ofițerul de poliție să ia dintre
Cei ce aveau părinți, părinții desnădăjduiți, atacau pe polițiști. Tribunalul intervenea și o sândea la spânzurătoare. Pe cine? Pe ofițerii de poliție? Nu, pe părinți.